Dragi telespectatori, bine vă regăsim la emisiunea Proiect Comun CNS și Roman 24, alături de mine doamna Flora Ordean, jurnalist. Bine ne regăsim, doamna Flora, la o nouă emisiune. Bine te-am regăsit la voi aici în studio, e cald, e frumos, chiar că a venit primăvara. A venit primăvara, da. Așa spre deosebire de la noi acolo un pic mai la dos, este ceva mai frig și încă nicio funcționează problemă. Să ne mutăm la vară, pe caniculă la dumneavoastră și acum la noi. Da, abordăm și astăzi principalele lucruri care s-au întâmplat săptămâna trecută, dar și ce s-a discutat lunea aceasta la conferința de presă de la primărie, așa cum ne-am obișnuit. Pentru că ne avem și proaspete Le avem și proaspete în memorie și atunci putem să discutăm cât ne permite timpul. Mai avem și vreo 5 consilieri locali, am rămas restante cu averile lor. Să sperăm că vom reuși. Da, le-am pe varianta electronică și atunci o să le discutăm, o să le abordăm. Așa că eu am uitat să iau caietul în care mi-am extras. Nu-i nicio problemă, ne descurcăm. Să vedem cu ce începem. Să începem cu subiectul principal pe care l-a abordat astăzi cu foarte mare seriozitate primarul Lucian Micu. Este vorba de subiectul referitor la taxa pe gunoi, o să-i spunem așa generic, ca lumea să înțeleagă, pentru că ai văzut parcă ne-am cam încurcat în cifre, că fiecare jurnalist am simțit nevoia să mai adăugăm, să mai adaugăm ceva și să mai întrebe ceva, pentru că cifrele avansate erau cu totul și cu totul diferite. Și nu înțelegeam de unde provin. Iar principalul era să plecăm de la ideea că noi am realizat știri și am prezentat o creștere cu 60 de bănuți lunar de persoană. Oamenii au înțeles ca atare. Astăzi discutăm de 12-13 lei lunar de persoană, de la 5,77 lei ne ducem spre 13 lei. Și atunci normal că nu înțelegeam ce se întâmplă. Primarul Micu spune că acei 60 de bănuți sunt practic doar costul sau creșterea pe care primăria și-o asumase, și anume pentru transport, și nu lua în calcul și această taxă de gunoi și nu lua în calcul nici TVA-ul acela adăugat la taxa pentru depozitarea la giro. Așa, taxă. Și în principal acea taxă de mediu la care guvernul de 80 de lei, la care guvernul mai adaugă și TVA. Nu renunță. Știi că săptămâna trecută îți spuneam că s-a semnat contractul pentru managementul deșeurilor în zona Târgu Neamț, unde a câștigat o asociere de firmă, dar lider este firma noastră Rosal. Deci Rosalul va aduna gunoaiele, va face salubrizarea orașului Târgu Neamț și a încă o toate comunele din zonă, nu spun numărul lor ca să nu greșesc, nu știu cam câte se. Ei, acolo, dacă ții minte că ți-am dat un telefon și ți-am spus, s-a avansat suma de 6 lei, deci vorbim de 6 lei noi, cred că noi, în care intrau atât partea asta de proiect european implementată cu tot ceea ce înseamnă transport, gunoi, cu sortare, la care trebuia să se adauge TVA-ul. Deci asta era cifra pe care noi o știam săptămâna trecută de la Târgu Neamț. Iată că aflăm astăzi. De bine, la dar se bate că dacă punem, am avut 5,77 lei până acum și dacă mai adăugăm 6 lei de care spuneți dumneavoastră, ajungem la 12 lei și un pic, 13 lei. Deci 80 de lei pe tonă. Asta e taxa de mediu. Plus TVA-ul. Plus TVA-ul, da. Am avut acea... La care transportul 13,5 lei pe tonă, respectiv, 13,5 lei pe tonă, E transportul Rosalului, și mai dă o cifră de 154. Păi aici vă spun eu de unde e 154. Avem așa 80 de lei taxa pe mediu pe care o reținem. Și am avut acel tarif la Consiliul Județean de 44 de lei la tonă pentru depozitul de la Girov, pe care ei l-au adus acum la 74,40 lei. Exact. Și atunci 80 taxa de mediu cu acest 74 de lei taxa instituită la nivelul Consiliului Județean ne duc spre 154 de lei. 80 cu 74... Așa. Spunea primarul nostru că lui nu îi se pare normal ca în taxa aceasta votată de Consiliul Județean în ultima ședință să intre și aceste cheltuieli indirecte. Să explicăm ce înseamnă. Și chiar și TVA-ul, că până la urmă, salarii, mentenanță pentru aparate. TVA-ul n-ai cum, că la merge la stat.
merge la stat, dar dumnealui spunea că din punctul lui de vedere o taxă n-ar trebui să mai vină și cu aceste codițe și să fie taxă stabilită și așa să rămână. Și spuneau că mare parte din aceste cheltuieli revin din majorarea salariului pe care aceste firme, care majoritatea plătesc, hai să ne gândim. Salariul minim pe economie și atunci... S-a dus la 14 milioane... Da, 1400 de lei, 1450 de lei noi. Da, normal, și am ridicat această problemă. Vedeți, practic n-a mai venit societatea Rosal, n-a mai înaintat un proiect către Consiliul Local Roman să spună, domnule, vreau majorare de tarif deocamdată. Pentru că a fost respinsă la ultima. Exact. Știm ce atitudine a avut grupul de consilieri PSD, între care era și doamna Habriș, care lucrează la Rosal, dar a trebuit ordine de partid să-l respinte. Dar să nu uităm că domnul Ionel Ciocan ne spunea că de 3 ani liberali, nu s-a mai făcut majorarea și atunci asta ne duce cu gândul și spre... Și nici liberali, ai văzut că nici liberali nu și-au tăiat creanga de sub picioare acum înainte de alegerile locale, așa că la Roman a rămas Dar eu spun moartă. Așa, decât să ne pierdem în detalii... Eu zic că vor trage de timp cât vor putea până vor la alegeri. Vor trage, da, am văzut deja deputatul Leoreanu încearcă să intervine pe la Ministerul Mediului să amâne această taxă de mediu sau să o diminueze. E așa, Sevil, unde mers? Unde vicepremierul Sevil Șaidea a declarat chiar la sfârșitul săptămânii trecute la Buzău, într-o conferință de presă, a făcut ample referiri la această de taxă, plus la ceea ce înseamnă obligația autorităților publice locale de a închide gropile de gunoi neautorizate. El spunea că termenul era undeva de din 2006. Dar trebuie să fim puțin atenți, ceea ce a explicat și primarul Micu, și aici așa e, sunt chestiuni diferite. Groapa neconformă de la Roman a fost neutralizată. Prima. Aici vorbim dar asta nu este o groapă neconformă, este un depozit temporar care nu mai intră în categoria gropi neautorizate ce n-au fost neutralizate acum 2-3 ani când trebuia. Deci o chestiune diferită, ții minte că m-ai întrebat tu de ce nu o neutralizează și s-am spus că nu mai permite ministerul, că eu am făcut o documentare amănunțită din care am aflat că nici într-un caz Ministerul Mediului nu mai permite neutralizarea aceea chimică care s-a făcut la prima groapă. Sigur, și mai apoi s-au plantat pomi și a rămas așa. Acoperită cu Da, pe de altă parte am văzut că zicea primarul că a găsit o variantă, acea mașină de ars gunoi care să producă energie și ar putea fi o variantă ca să nu mai cărăm acest gunoi putrezit la și să nu mai plătim pentru el, pentru cel din depozitul temporar. Nu știu dacă va putea să facă acest lucru, va putea, pentru că contractul este deja semnat. Dar să știți că e sensibil și ce am întrebat eu. Eu nu cred că nu aduce Rosalul deșeuri de la comune la depozitul asta ăsta. Asta vrem eu să... Și asta înseamnă că noi... Și emisiunea asta înseamnă că noi vom achita pentru gunoiul acesta putrezit, dacă ajungem până într-acolo să-l ducem la Giro, vom plăti noi și pentru comune. Despre asta e vorba. Am plătit odată pentru depozitul temporar, că s-a făcut pe banii romașcanilor. Rosalul, ca să facă acest serviciu, vine și mai culege de pe la Horia și nu numai, pentru că mai grav era că avea... Acum nu cred că l-aduce de la Târgu Neamț, că de acolo... Nu, foarte de departe nu, dar pentru ceea ce înseamnă comune foarte apropiate Romanului, mi-e greu să cred că le duce la Girov aceste deșeuri. Deși ați văzut ce spunea primarul Lucian Micu, că se verifică și din cunoștințele lui oricum, se duc la Girov. Vreau să spun că, de fapt, tu și tu știi acest lucru, că groapa aia de gunoi de aici de la Roman e mai păzită ca orice știu eu, altă comoară, pentru că știi foarte bine, tu ca jurnalist nu te poți apropia acolo, nici să filmezi, nici să ești întrebat, discuți cu oamenii. De unde vii, ce faci, deși este domeniu public. Deși este domeniu public, Și trebuie să mai luăm în calcul un aspect, întreba colega noastră Teo, la ce măsuri s-a gândit primăria pentru a stimula această colectare selectivă a deșeurilor. Și din punctul meu de vedere, primarul Micu a punctat foarte bine. Dom'le, problema nu e deocamdată la noi, la cetățeni. E clar că nu suntem educați. Problema e că nu avem licitația terminată pentru... Este singura zonă pentru care zona nu are. Romană, deci Târgu Neamț. Pentru stația de la cordon de sortare, exact. Da. Asta e problema. Și acolo stau noi nu putem și sorta ruginesc... Niște utilaje pe bani grei, Pe bani grei. Pază acolo... Eu spun că astea sunt detalii și dacă ne privește acum, știu eu, un telespectator curios, el trebuie să înțeleagă atât că de la 5 lei și 77 de bănuți cât plătea pe lună pentru o singură persoană, va ajunge să plătească 12 lei și un pic, deci dublu.
Asta da. E ce îl interesează în final. Nici nu mai interesează doamna Flora din ce e compusă taxa, la cine merg banii, cine ia TVA-ul, că a instituit Consiliul Județean, că e taxă de guvern sau că e taxa Primăriei Roman. Din păcate, nici nu mai interesează. Din păcate, cum oamenii sunt învățați, o să se spargă în capul primarilor. Exact. Pentru că lumea nu știe altcineva. A, primarul, orice, așa este. Și o lege dacă vine la nivel central. Dar avem exemplu recent cu majorarea chiriilor la ANL. Da. Dar cine a majorat? Primăria, locatul ne-a majorat chiriile. Da. Da. Cam asta e discuția. Oricum, concluzionăm, tarif dublu la deșeuri. Să rămânem o altă chestiune foarte importantă pe care eu am întrebat-o, la rândul meu am fost întrebată și de acestea. Cum e cu legea asta a asociațiilor de proprietari modificată și răsmodificată, că la un moment dat se numea legea Cadar. Da. O persoană m-a întrebat ce se întâmplă în cazul apartamentelor nelocuite. Pentru că există asociații care trec obligatoriu, stă, nu stă omul acolo, o persoană, s-a dat sau nu în la scădere, ei trec o persoană. Ei, n-am reușit încă să lămurim și nu ne-a spus clar primarul Micu cum este legal. Ce spune legea? Domnia sa vorbea de până la urmă rămâne la latitudinea asociațiilor de... Eu zic să pornim, doamna Flora, de la acele utilități care sunt în comun. Lăsăm deoparte apa, să zicem. Poate să-ți spună pierderi, un metru, doi. Lăsăm deoparte apa, da? Dar taxa de salubritate trebuie achitată oricum. Că asociația de proprietari are un contract cu Rosalu pe numărul de apartamente. Are contract, dar dacă eu, proprietar, nu duc gunoiul pentru că nu locuiesc acolo și nu fac gunoi, cum să mă pui? Nu e anormal? Este anormal, dar așa cum ești consum proprietar. Lumină, ești proprietar. Da, dar e vorba de lumina pe casa scării care trebuie achitată, femeia e vorba de servici. Femeia de serviciu, da, utilitățile la lift. Acolo, de ce să trec eu hol? Dar nu urc cu lift? Da, haideți să ne gândim că acestea sunt niște taxe foarte mici în comparație. Dacă stăm să ne uităm din ce e compusă factura la utilități într-o lună, cel mai mult romașcanul achită pentru apă, doamna Flora. Deci, taxa, iată, pentru deșeuri era 5 lei și ceva de persoană, pentru lumină pe casa scării nu dai foarte mult, pentru femeia de servici cred că e un leu sau doi. Depinde. Pentru lumină nu stai foarte mult. Eu vreau să spun că depinde. La noi acum s-a pus să știți senzor. Că, becul cu senzor înseamnă economisire. Înseamnă și atunci, economie. Eu vă dau exemplu unde locuiesc. Eu cel mai mult până acum n-am în jur avut, de, era, în jur de 80 de lei, 80 de lei, adică însemnând măcar 10 metri cub de apă, în jur de 80 de lei dau, indiferent de câte persoane suntem, contează consumul de apă. 80 de lei dai pentru apă. Pierderi prea puține, că dacă avem noroc să existe doar 10 familii pe scară și bun, citesc cât de cât. Bun, dar nu vorbim pierderile interioare, că noi vorbim și de cele pe care depinde. Fii tu sigură că alea care se fac și spun ei că sunt plătite de apă. Da, dar și aici există două categorii. Da. Deci, eu am dat exemplu cu facturarea unică, e o chestiune. Într-o scară de bloc unde sunt 10 familii, fiecare familie și-a anulat apometrul de la baie, de la bucătărie și are un singur apometru în fața ușii. Aia e contorizare individuală. Dar există și contorizare individuală la nivel de scară, ceea ce înseamnă că un bloc care are 3 scări, nu mai am acel cămin de apometru comun pentru toată lumea, ci cele 10 familii de pe o scară au un apometru jos, doar pentru ele, 10 familii. Și nu mai depind de scara B sau de scara C. Da. E vorba doar de scara A. Și atunci pierderile sunt mai puține și se împart doar la 10 familii. Și sunt mai ușor de depistat. Dar cele de până în apometru, că de alea vorbim noi, pe care le plătește întreg oraș, fii sigur că nu le plătește apa servă, cum se spune. Le plătește apa servă. Imaginați-vă de câte ori se fisura câte o conductă și curgea apa pe străzile Romanului, uneori jumătate de zi. Da, da? Și nimeni nu se agita. Tot noi am achitat. Și ca să rămânem tot aici, războiul de la apa servă continuă, s-a mutat la Roman. Da. Citeam cu într-unul din ziarele județene, că râdeau, s-a ajuns la faza pe închis poarta. Da, eu aș vrea aici să
cum să spun eu, să nu-l iert pe vicepreședintele Ioana Saftei, da, vicepreședintele Consiliului Județean, și să-i amintesc că era o perioadă foarte frumoasă în care la orice vizită de lucru în teren, la Roman, erau anunțați și colegii jurnaliști din Roman. Poate eram și noi curioși să intrăm după acea poartă cu lacătul încuiat și să punem niște întrebări. Jurnaliștii de Roman sunt considerați inamici. Păi vedeți, despre asta e vorba. Eu zic că trebuie să-l taxăm aici pe domnul Asafte și să nu-l mai credem pe cuvânt că vezi, numai doamne... Asta, dar atunci știi că noi discutam săptămâna trecută că în primă instanță câștigaseră cei din Consiliul de Administrație. Iată că procesul s-a judecat în apel și la apel a câștigat Consiliul Județean și râdeau colegii din presă că domnul Asafte a venit numai cu hotărârea la Roman, numai cu hotărârea favorabilă Consiliului Județean, uitând să o aducă pe cea care era defavorabilă. De prima asta așa ca și aspect. Acum ați văzut și poziția primarului de Roman care spune, domnule, nu suntem, nu facem parte din acest război. Ce noi avem acolo un proces pentru că ne-au imputat dreptul la vot. Este vorba de mandatul pe care l-a avea domnul City Manager. Domnul Bojescu, da. Care are avea un vot în Nadia Agbanean. Așa este, da. În războiul acesta total, el a fost scos din Consiliul de Administrație. Vorbim de la... cum să spun eu, de la clandestinul. Da. Că ele sunt două. El a înscris la Registrul Comerțului și cel pe care l-a înființat Consiliul Județean, dar nu este legal pentru că nu Registrul Comerțului nu procedează la înscrierea sa pe rolul lui, decât atunci când va rămâne sentința definitivă și irevocabilă. Ori ei se tot judecă și judecata asta s-ar putea să mai dureze. Da. Am înțeles că între timp a fost instalat și un director care mai fusese director comercial și, dar profesor de educație fizică. Și chiar spuneau păstea, domnule, ce-o fi având doar să facă vreo echipă de fotbal, de știu eu ce, nu știu, sau alergare mai cu spor în teren la intervenții că sunt avarii. Și am văzut, cred că tot la dumneavoastră, o declarație de a lui Cătălin Dughir care spunea că nu vrea să asiste la prăbușirea companiei Apaserv. Da. Cu referire la ce? Deci spunea că de la instalarea noului director au început o serie întreagă de măsuri pe care el le consideră abuzive și pe care deja le-a atacat în instanță. Oricum, se va vedea ce va rămâne. Bun, dar concret, care e poziția acum a domnului Dughir? El vine în continuare la serviciu? Nu stă mai acasă. Vine. El este stă suspendat, acasă, da? Stă acasă, dar și se luptă în instanță. Dar are probabil că angajații de acolo sunt de partea nici domnului angajații, Dughir. Nici măcar, nu? Sunt atât de dezorientați angajații încât... Nu știu cu cine să țină. Îți dai seama că nu știu ce o să se aleagă din asta și să ferească Dumnezeu să fie în aceeași situație angajaților de la Consiliul Județean, care nu știu cum să procedeze și de partea cui să fie în războiul de la... Că atâta vreme cât președintele Arsenie le impune un anumit lucru... Da, și președintele Arsenie e acolo pe o perioadă de că funcțiile astea nu sunt pe viață. Da, sunt patru ani. Sunt trecătoare și atunci... Patru ani. E cam ingrată situația angajaților acolo, absolut, e adevărat. Absolut. Și ții minte că așa a fost și pe vremea domnului Tărâță, ții minte cu țipete, cu... Da, regretatul Culiță Tărâță, cât a vrut dumnealui să-l înlăture pe Cătălin Dughir, iată că reușește Ionel Arsenie. Nu știu dacă va reuși până la cel urmă. Puțin a creat această tensiune, știți? Ideea că el e suspendat și stă acasă. Da. Vom vedea. Un alt subiect important, doamna Flora, pentru Roman e cel al garajelor. Ați văzut cam cât timp i s-a alocat acestui subiect și în conferința de presă de ieri, de luni. Pentru că au și fost întrebări din partea unor cetățeni și mi-amintesc de întâlnirea cu pensionarii. Întâlnirea primarului cu pensionarii, au fost câțiva domni care au ridicat această problemă. Domnule, eu nu mai am concesiune, ce se întâmplă mai departe? Există posibilitatea achitării unei chirii, chirie care e mai mare în cazul celor care nu sunt în legalitate, pentru că ați văzut, cei care au concesiune și sunt în legalitate achită cam 4 euro pe metru pătrat, ceilalți achitau 10 euro și s-a redus la 8 euro
pe metru pătrat, da? E o sumă care poate părea mare. Pe de altă parte, ne spunea primarul Micu că discutăm de tarife în dolari care au fost aprobate prin 2000, acum 17 ani. Și că, că încet, încet există tendința aceasta de a nu se aproba garaje, pentru că ele, într-adevăr, sunt și inestetice. Da. Foarte sunt, multe. Da. Unul mai jos, altul mai sus, unul din tablă ruginită, altul s-a luat la un moment dat decizia de a le vopsi pe toate în albastru și albastru. Unul era albastru închis, unul era turcoaz, unul era mai mult verde. Adică nici aia n-a funcționat. Sau verde ruginit și așa mai bun. Oricum nu arată extraordinar de bine și probabil că treptat vor dispărea. Bun, ceea ce mi s-a părut interesant și ați văzut că au fost vreo 2-3 colegi care au întrebat, domnule, în cazul în care nu există o autorizație de construire, cum încasează primăria totuși o taxă? Și atunci primarul a explicat că practic vorbim de o taxă pe teren, pe domeniul public, taxă instituită pe suprafața din domeniul public pe care o ocupă acel nene care are garajul. Că trebuia găsită o variantă. Ai văzut că aici n-a mai intervenit primarul, pentru că și atunci când s-a mai ridicat o altă problemă, aceea a coșmeliilor din spatele blocului. Exact, unde se creșteau porci și păsări. Da. Sau grădini de zarzavat. Da, zona Tic-Tac, de aici, dinspre supermarketul celebru din Favorit, era foarte cunoscută și mi-amintesc de câteva acțiuni din anii trecuți de demolare, efectiv, s-a ajuns și la scandal. Da, este vorba de totuși de acele zone inestetice, dar cât de estetică este și zona asta făcută de primărie, da. Într-adevăr, mai luminoasă, mai asta, dar este totuși plină de mizerie și de gunoaie. Bine, dar pentru TikTok, zona în care eu am copilărit și despre care discut, că eu cunosc ce se întâmplă acolo, nu știu în alte zone, există acest proiect cu parcul Jora, care înțelegem că a trecut de primele două etape de evaluare. A căzut zăvoiul. A căzut parcul, da, parcul dinspre zona ANL. Bun, una peste alta am tras concluzia că gândirea de viitor a primăriei Roman ar fi ca în timp să renunțăm definitiv la garaje și să construim mai multe parcări pe ideea că pe suprafața ce o ocupă două garaje ar încăpea lejer 3 mașini. Deci n-am avea... Dacă se fac parcări, dar ce ne facem cu spațiul verde? Exact, și trebuie fonduri și pentru aceste parcări, pentru că sunt parcări care au fost asfaltate acum 2-3 ani și deja arată ca după bombardament. Deși primarul ne spunea că stăm bine în ceea ce privește suprafața, media europeană e 26 de metri pătrați pe cap de locuitori. O romanul nu știe exact unde se situează, așa, fără de a date precise, că ne apropiem de zona asta, de spațiu verde. Și apropo de spațiile verzi, vorbim de un alt semnal pe care le-a tras foarte serios, referitor la cantitatea de pomi. Noi care sunt vandalizați. Da. Păi vă spun eu imediat că în anul 2016, acum un an, da, anul trecut, s-au plantat în total 2600 de arbori și cu elevi și cu serviciul voluntar pentru situații de urgență, deci 2600 de arbori, iar astăzi, în 2017, au mai rămas 600. Deci 2000 de arbori distruși dintre cei plantați în 2016. Da, haideți să... Noi am făcut o experiență, cred că anul trecut sau acum 2 ani, nu mai țin minte când. Deci, mai ales când erau plantați arbori valoroși, cum sunt cei din specia coniferelor, cei din alte specii ornamentale. Cum s-a dat exemplul acesta al Paulonia, care sunt înțelegem furate, că o să fie în pietonal 50 de arbori plantați. Ei, îți dai seama cât vor sta foarte puțin. Acolo. Și gândește că aceștia sunt și foarte scumpe, asta e marea dramă. Bun, dar acum ce faci? Pui polițistul comunitar și pomul? Este da, nu se poate, dar întrebarea ar fi fost firească. Dacă îi dăm cumva dreptate și primăriei Roman, care spune că în ultima perioadă a fost acuzată că taie copaci sănătoși, mai ales din parcul municipal și nu se plantează. Iată asta că au venit cu un contraexemplu. Întreagă, au venit cu un contraexemplu și atunci dacă noi plantăm 2600 de arbori și în final, în numai un an, rămân 600,
s-ar putea să n-ajungem niciodată la un echilibru toaletări. Sunt fie distruși, dar de regulă sunt furați. Cei mai mulți dintre ei sunt, știm foarte bine din ce valoroase sunt furați. Și continuăm discuția. Ați văzut că în prima parte a emisiunii am punctat câteva dintre cele mai importante subiecte care au fost prezentate și în presa locală. Iată, am discutat despre problema deșeurilor, despre problema garajelor din Roman. În final, iată, despre aceste plantări de puieți, dar totodată despre distrugerile din urmă, pentru că acești copaci nu se bucură nici măcar un an, să spunem, de bogăția pământului, pentru că sunt smulși. Haideți să vedem în continuare un alt subiect și aici o să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că ați întrebat inclusiv la primărie, la conferința de presă, despre acele cazuri, să le numim celebre, oameni cunoscuți din oraș, care au avut la un moment dat probleme cu legea, că se poate întâmpla oricui, și potrivit legii ei ar fi obligați să presteze anumite ore de muncă în folosul comunității și întrebarea firească era dacă acești oameni cunoscuți în Roman, în Neamț, ca având afaceri, poate foști politicieni, indiferent de domeniul lor de activitate, cunoscuți în oraș, prestează sau nu muncă în folosul comunității, pentru că vă dați seama ce ar fi să-l vedem pe Ionescu, cunoscut, nu știu, om de afaceri, că plantează panseluțe aici, în centrul municipiului. Bun, ar fi mare lucru. Ținând cont de faptul că un singur site de știri din oraș a dat cu nume și prenume numele celor implicați, în ultimul caz. Scandal, da. Dar a fost în primă instanță și a fost la Roman sentința. S-a dat o sentință cu suspendare fiecare din cei doi, nu o să spunem sexul, nu o să spunem... Nu, cred că e importantă cauza. Practic era obținerea de fonduri europene fără drept. Fraudare de fonduri europene. S-a știut, există pentru aceasta o sentință în primă instanță, deci cu drept de recurs și există deocamdată și prezumția de nevinovăție, dar și faptul că cei doi oameni au făcut și foarte mult bine comunității, fiind implicați și politic. Aceasta a existat o rezervă și din partea jurnaliștilor și din a primarului de a da nume. În schimb, ne-a fost dat nu cu nume, dar ni s-a spus ca și funcție situația acelui medic, a medicului legist, situație de acum din 2014, când chiar m-am uitat eu și am și vrut să aflu ce sentință a primit, care primise la fel pentru luare de mită atunci când dădea certificate medico-legale, dar culmea a fost că a fost prins în flagrant cu două zile înainte de pensionare, a fost celebru cazul. Eu am luat, după apelul care a avut loc probabil la Curtea de Apel Bacău, sentință de 2 ani, 8 luni și 20 de zile cu suspendare și 60 de zile în folosul comunității. Da. Eu bănuiesc că acel exemplu pe care ne l-a dat primarul, referitor la acel medic care a lucrat, un medic care a lucrat la casa bunicilor, nu cred că este, poate fi altul decât acestui medic legist. Da, pentru că noi am întrebat unde anume sunt folosiți acești oameni pentru a presta. Spații verzi, în cazul... Și la casa bunicilor, doamna Flora, nu-i vede nimeni acolo, nu? Da. Sunt mai păziți. Nu, acolo, bine, la casa era și normal, unde să trimiți un medic? Da, e adevărat acolo, așa asta, să îngrijească de părinți, chiar n-aveau medic acolo. Asta nu-i, dar întrebarea e că procesul bun, de valungi... Bun, dar asta, știți ce se întâmplă? Asta e un caz fericit cel al medicului, că ce ești dumitale, medic, ce ai putea să faci? Să-i tratezi pe bunicii de acolo. Dar acolo unde e om de afaceri, nu știu, economist, un inginer, ce ar putea să facă? Un inginer... Păi eu ce am zis, să planteze flori, nu? Păi, că tot e sezon. Așa. Dacă e bucătăreasă, e normal că o trimiți să facă mâncare. Exact, pe asta spun. Deci adică... acolo unde? Ori la cantina socială, ori la casa bunicilor. Da. Două
Și cred că și la Casa Copilului li se asigură și acolo un prânz, dar tot de la cantina socială, cred. Da. Nu știu, n-aș vrea să creșesc. Da. Una peste alta, eu personal am dubii că acești oameni o să și muncească efectiv pentru comunitate. Până la urmă trebuie să ne gândim că au avut și avocați buni care le-au apărat cauza și avocați, case de avocatură. Și doamna Flora, de ce să nu recunoaștem și au avut și resurse financiare pe care le-au pus în joc? Cu resursele financiare uneori funcționează. Dăm voie să am rezerve, pentru că la cât au de dat acum înapoi conform sentinței 5 miliarde de lei, asta înseamnă faliment curat. E adevărat, dar pe unii probabil că îi încălzește acest lucru. Domnule, dau ce am, dar măcar sunt în libertate. Deși privind la cazul celebru al lui Pinalti, el a preferat să stea 4 ani... Hai să ne ducem la cazul Turcu. Exact, dar unii preferă să stea 4 ani în închisoare, dar să rămână familia cu averea adunată de ei, indiferent prin ce mijloace. Domnule, și ultimele, nu, sau viitoarele 3 generații sunt asigurate. Dacă le-a pus deoparte și banul pune să funcționeze, pentru că dacă banul nu face bani, nu mai e adevărat lucrul ăsta. Dar hai să ne uităm la Turcu, cazul Turcu. E adevărat, da. Situația financiară l-a determinat să intre în... Să Bun, se acum sinucide. Trebuie să mai așteptăm, că spuneau niște colegi de-ai noștri la primărie că nu ar fi totuși definitivă. A, nu, această... e prima instanță. E prima instanță, în prima instanță, deci urmează apelul, urmează recursul, urmează la înaltea curte de casă. Pentru cei care sunt curioși, vor găsi în presă, da, această informație, pentru a vedea și nume și prenume, ca să nu intrăm noi în alte detalii, mai ales că nu e definitivă. De detalii, nu există prezumția nevinovăție, așa este. Ce mai spuneam noi, cei doi oameni au făcut și mult bine comunității. Au avut și acțiuni sociale. Ca și consilier local, ca și consilier județen, ca șef de partide, în diverse organizații de... S-a plus, hai să zicem, locurile de muncă asigurate. Așa este. Înseamnă... Unui număr important, să spunem, de romașcani. Nu știu dacă v-a mai atras atenția ceva. Mi-a atras atenția subiectul de birocratizare. Campania, spune-ne ce să simplificăm, da? Campania de tăiat hârtii, cum a fost ea numită generic. La Roman, da. Din păcate, spunea primarul că a avut doar două mesaje de la cetățeni privind îmbunătățirea acestei activități. Ați văzut că unul dintre colegii noștri spunea, păi da, cunosc cu cetățenii care e exact mersul hârtiilor, ca să poată spune. Și am dat exemplu, nu, domnule, e suficient să ai o experiență trăită de tine personal, la buletine, la biroul unic, la stare civilă, oriunde, și din experiența ta, ceva ce n-a funcționat cum trebuie, să împărtășești cu ceilalți. Și cele două mesaje, la ce se refereau? La programarea online pentru cununiile civile. Care merge foarte bine, am înțeles. Nu, cea la stare civilă. Merge foarte bine pentru prelucrarea evidența, actelor de identitate. Dar pentru, care vin din străinătate. Exact. Dar pentru ca doi tineri căsătoriți să-și aleagă ziua în care se căsătoresc civil, trebuia să vii personal pentru acest lucru. Dar eu am impresia că nici n-a știut numai, dacă n-am știut noi jurnaliștii, s-a bătut mânedă mai puțin. Bun, dar nu, ei au solicitat să existe posibilitatea programării online, că ea nu există acum. Deci trebuie să mergi personal. Asta ar fi fost o variantă. Și a doua, timpul de așteptare pentru transcrierea certificatelor de naștere și de căsătorie, cele care sunt făcute în străinătate și trebuie transcrise în limba română. Și ne explica primarul Lucian Micu că ține mai mult de reglementarea la nivel național și că n-ar putea primăria să se implice direct în a schimba ceva în acest sens. Și legat de aceasta a fost și subiectul cu POS-ul de la serviciul de taxe. Taxele și... locale plătite cu cardul, da. Un număr important. 246 plăți cu cardul. Asta de la începutul anului. Asta de la începutul anului. Da. Așa. Da, acolo... Și mai aveam pentru programare online la buletine, care bun, și aici că... ce spunea? Cine vrea să-și plătească de acasă? Să trebuie să fie posesorul Se intră pe www.ghiseul.ro
se solicită de acolo, deci trebuie să-ți faci un cont, ai o parolă, pentru parolă te duci personal la primărie o dată. Da. O singură și dată, după dea care... ID-ul exact, și... îți dai ID-ul și parola, după și parola, care te loghezi, da. E foarte eu, simplu. Eu, sincer, să fiu, am făcut operația asta, dar am uitat parola. Dar aș fi vrut tare mult să le amintim telespectatorilor noștri că vis-a-vis de această campanie cu hai să mai tăiem din hârtii, există într-adevăr o adresă de e-mail unde se așteaptă propuneri, ea este simplificare@primariaroman.ro. Dacă cineva consideră că a avut o experiență mai neplăcută cu un funcționar din primărie când a schimbat un act de identitate, poate să facă acolo o petiție. Și legat tot de aceste lucruri, ar trebui să discutăm un pic, chiar n-am vorbit noi cam de multișor, despre locurile de muncă. Iată că am primit un comunicat, purtătoarea de cuvânt este în concediu, dar mi-a trimis de vineri comunicatul de presă și, din păcate, săptămâna aceasta sunt mult mai puține locuri de muncă ca săptămâna trecută. N-am văzut oferta. Îți spun eu, acum vreau să dau exact să spun câte locuri de muncă și sunt, le-am făcut comparativ cu săptămâna trecută, care a trecut. Mai un pic. Bun, și din păcate tragem concluzia că așa ca de fiecare dată pentru cei cu studii deci, superioare total e grav. Județ 503, din care 249 la Roman și 168, 249 la Piatra Neamț, 168 la Roman, față de 170 în scădere cu vreo 7-8 locuri. Asta în condițiile în care a venit primăvara și ar trebui ca în construcții... Industrie 7, da? Construcție, agricultură 51, comerț, servicii 40. Iată că au crescut în schimb numărul de locuri de muncă 86 la Târgu Neamț. Săptămâna trecută au fost total 435, da. Deci săptămâna asta sunt mai multe total, județ 503, din care Roman 174, cum îți spuneam. Da, dar mai este un aspect, doamna Flora. Cele la bugetare, asta vreau să spun, calea se găsesc exact. Nu sunt în cele care se dau aici, sunt în mediul privat, iar celelalte la bugetar se găsesc pe un pe site separat. Da, sau direct pe site-ul. Acolo erau destul de multe și pentru romani și zonă, că eu nu le-am ales decât pe astea. Erau câteva locuri la primărie, la Poenar. Romanul avea pentru spital niște posturi de asistență. A văzut și pe la Direcția de Asistență Socială câteva posturi. Direcția de Asistență Socială. Locuri de muncă sunt. Da, mai trebuie spus un lucru aici, că dacă pentru posturile de locurile de muncă de la cele din mediul privat mai rar se dau concursuri, aici este obligatoriu concursul. Și concursul, chiar dacă este el pur formal, că o știm foarte bine despre faptul că trebuie să fie și o persoană agreată. Da, da. Asta e bun. Eu vreau să mai luăm în calcul faptul că pentru cei cu studii superioare sunt întotdeauna puține locuri de muncă, în special pentru ingineri și, din păcate, de la lună la lună se repetă. Deci acele locuri de muncă nu au fost ocupate. Studii superioare săptămâna asta din acum foarte din puține sunt. Sunt în jur de 3-4. Așa, dar hai, pentru că ne-am apropiat de asta, problema spitalului, ai fost destul de vehementă la ultima întâlnire. Întâlnire, care s-a transformat într-o conferință de presă, pentru că, iată, nu o spun eu, o spune toată lumea, se simte nevoia să fie acolo o persoană care se poată comunica cu noi. De presă. Da, păi ultima mea experiență cu doamna manager Andrici, pentru care am tot respectul și n-am nimic cu dumnea ei, am fost chemată să vin într-o zi de duminică pentru declarații, că atunci era dumnea ei de gardă. Înțeleg că, de exemplu, dumneavoastră ați putut, ați mers. Pentru mine, pentru colegul meu, pentru echipă, nu era tocmai potrivit într-o zi de eu duminică. Eu am mers cu reportofonul atunci, în mână pentru... Da, eu am dumneavoastră că... v-ați dus singură, eu trebuia să mă aduc de acasă și un coleg operator, deci era o diferență. Exact, același lucru. Eu pot să înțeleg că pentru dumnealor e mai ușor așa duminica, dar pentru noi nu este o soluție. Și trebuie să mai înțelegem un lucru, că atunci când am solicitat informații, eu personal, pentru că nici nu sunt pe domeniu, se ocupă colegul meu Dragoș Toma, eu doar îl înlocuiesc uneori când este nevoie, am solicitat informații care nu trebuiau documentate. Exista un comunicat de presă pe acel subiect emis cu vreo 3 zile în urmă. Era vorba exact de acele cazuri tragicomice de la CPU cu doamna care a venit cu cearcăne, cu unul care avea
un coș nu știu unde și au venit să se trateze la CPU. Adică chiar din dorința de a mediatiza aceste cazuri din categoria așa nu și a venit în sprijinul conducerii spitalului care s-a plâns de atâtea ori, ajutați-ne să-i trimitem pe oameni și spre centrele de permanență, că așa nu se mai poate. Și am fost refuzată. Eu am reluat, și atunci... eu am reluat documentarea despre o altă chestiune cu domnul doctor Arbătescu, pe care l-am întrebat câte... dumnealui este vicepreședinte al Colegiului Medicilor și l-am întrebat câte reclamații au ajuns la Colegiul Medicilor despre incidentele grave care s-au petrecut de la începutul anului și până acum la CPU. Și domnia s-a spus că spre surprinderea sa, din zona Roman nu sunt reclamații. A intervenit colega noastră Teo, care a spus că ea știe că familia bărbatului care a murit de inimă, acel agent de pasă. Da, acel agent de pasă ar fi depus la Colegiul Medicilor. Dumnealui a zis că nu știe sau nu știa la ora la care am vorbit noi acum 2 sau 3 săptămâni. Da. Oricum, dumnealui spunea că la Colegiul Medicilor este singur din zona Roman și foarte greu, și ceea ce eu și cred, cu atmosfera asta de ostilitate dintre Roman și Piatra, care se manifestă absolut în toate domeniile, că va fi greu. Și da, tot atunci, cu aceleași prilej, dacă ți amintești, am discutat și despre soarta mașinii Team Smord. Da. Acea ambulanță de terapie intensivă ne-a spus că, și am aflat că până la urmă se află tot în pixul domnului Arsenie. Exact, decizia stă tot la nivelul Consiliului Județean Neamț. Da. Totuși e important să reținem că... Se vorba două locuri de medici sunt asta. În schimb, trebuie să bugeteze Consiliul Județean. Aici am eu mare îndoială. 5 posturi de asistent medical. Da. Crezi tu că doamna manager, pe asta spun, doamna manager Andrici ne vorbea cu mult entuziasm despre întâlnirea ei cu directorul de la Spitalul Județean și ne dădea ca termen 1 aprilie. Bine, eu zic că nu e o păcăleală și chiar să existe acest termen, dar rămâne de văzut. Ar mai fi o lună să așteptăm, să vedem ce se întâmplă. Eu am mari îndoieli, pentru că știm că atitudinea ostilă a domnului Arsenie față de Roman este arhicunoscută și greu de crezut că va da bani. Apropo de asta, alocările financiare, nu? Pentru spitalul vechi din Piatra, bine că trebuie și acolo, e Spitalul Județean, trebuie date fonduri, le-a promis doamna vicepremier Sevil Șaide că o să-i dea, dar uite că la Roman... Da, până la urmă și împărțirea banilor către municipii și comune, ați văzut câte reacții a stârnit, da? Și aici am întrebat, ca niciodată comunicatul de presă al primarului mi s-a părut foarte tranșant. Deci foarte tranșant, adică cu termeni... Da. De unde de fiecare dată ne spune că nu face politică, că nu știu ce. Iată că de data asta și-a asumat și a spus cu subiect și predicat că ca și primărie cu primar liberal a fost o mare nedreptate. Cât bani s-au dat Romanului? Da, nici nu mai țin minte. Parcă 600. 600 de milioane de lei vechi, 60.000 de lei. 60.000 de lei. În timp ce Târgu Neamț a avut 1.000.000 de lei. Dar lasă... Da. Oniceniu și mai departe. Și după aceea ni se spunea câți bani se duc acum la Târgu Neamț, orașul de suflet al domnului Arsenie. E strigător la cer. Strigător la cer, da. Romanul a primit firimituri și na. Dar știți ce se întâmplă, doamna Flora, discutam cu cineva, nemțenii de câte ori se prezintă la vot, nu prea înțeleg chestiunea asta, ce bani vin de la Consiliul Județean, ce bani nu vin, nu știu, nu sunt informați. Și atunci chestiunea asta a liberalilor că socialdemocrații vor fi taxați la vot pică. Pentru că oamenii ar trebui să se documenteze, nu au răbdare pentru așa numai ceva. Numai asta, dar este pur uninominal votul acesta, chiar dacă el se spune că e pe listă de partid acum. El se uită, domnule, cine e pe listă? Cine va candida? Da, știți, de la exact, liberal exact. Lucian Micu. De la PSD, să spunem, Marius Nicolae, că tot e vehicular. Da, de la USR, mai... Radu Samson. Radu tot așa. Samson, mai puțin cunoscut, în sfârșit, acum l-am văzut, că l-am văzut și pe la tine, la emisiuni. Da, bine, deci, el este cunoscut în domeniul care activează, ca și agent imobiliar, ca politician mai puțin. Da, și nu știu câtă experiență politică are. O vedea. Da, nu știu câte minute mai avem.
5 minute, să încercăm să mergem măcar la o declarație de avere, da? Dau o să mergem la domnul consilier Eugen Pătrașcu, care este și președintele seniorilor de la organizația PSD Roman. Mi se pare că l-am mai discutat. Nu l-am discutat, aici am rămas, pentru că ne-am împotmolit. Da, ce avem aici? Avem la terenuri un teren dobândit în 96 în... ce mi-apare aici? În Bacău. Bacău. Da, dobândit în 96, nu era consilier local pe atunci. Avem la clădiri un apartament dobândit în 2000 în Roman de 77 de metri pătrați și o casă tot undeva în județul Bacău, dobândită în 96, probabil odată cu terenul. Toate aceste terenuri și construcții sunt împreună cu soția dumnealui. Un autoturism Dacia Logan din 96, da, prin cumpărare dobândit. Să vedem dacă are rate la bănci, că fiind un senior, mă gândesc că a terminat așa cu ratele. Nu, din pensie declară dumnealui 15.960 de lei. Pensie, da, e anual vorbind și atunci... Și nu are, n-are datorii, n-are credite bancare, e și de înțeles că până la vârsta asta a reușit să-și achite și casă și n-avea nevoie. Deși prima dată a fost și dumnealui vocal, dacă ne amintim, la ultima... Că a fost exclus din Consiliul de Administrație de la școli, nu? De la școli și plus i-a dat replica primarului că e vorba de Guvernul României, nu Guvernul Grindeanu. Da, Guvernul României. Da. Mergem la doamna Dana Păiuș, profesor de meserie. Ia să vedem ce are aici. Un apartament dobândit în 2008 de 55 de metri pătrați, împreună cu soțul, destul de micuț. La 55 de ani. Cam două camere. Două, trei camere. Cam două camere, aș spune. Un autoturism Ford din 2001 pe care l-a cumpărat. Are într-adevăr active financiare la... Nu contează banca. Ia să vedem, în euro, deschis în 2010 5.000 de euro și încă unul la aceeași bancă în dolari, deschis tot în 2010, tot 5.000 de dolari. Ei, îți dai seama că aici e din partea soțului, pentru că de asemenea la datorii are într-adevăr un credit în valoare de 18.000 de euro contractat în 2012, scadent în 2020. Mai are un pic și scapă. Da, tot mai are puțin. De veniturile ca profesor 35.749 de lei. Cel care e gradul 1. Da, și soțul, care este, înțelegem, tot la, ea este la Petru Poni, soțul este la Vasile Sav, tot profesor, 37.165 de lei, un pic mai bine, cu vreo 200 de lei. Astea gândește salariile majorate, că acum sunt... Și este trecută și alocația copilului. Dar nu uita că sunt brute. E adevărat, da. Și nici nu sunt trecute alte venituri, cum ar fi din meditații, ca să ne fie permisă o glumă aici, că tot... Nu știu specialitatea. Nu știu specialitatea. Nici eu nu știu, chiar nu știu. Cred că doamna este de franceză, dar soțul nu știu. La soț chiar nu știu. Și să mergem mai departe. După doamna Păiuș, o avem pe domnul Miluță Scutaru. Pensionar. Pensionar și liderul dumnealui. Liderul pensionarilor liberali. Există mai multe terenuri aici. A, bine, dumnealui a fost în... Ia să vedem. Are viața în, lui, om de afaceri. În Roman. Un teren luat în 2002 de 457 de metri pătrați, tot în Roman în 2013 luat 500 de metri pătrați și un al treilea teren luat în 2013 mai micuț, de vreo 15 metri pătrați, poate fi un spațiu comercial, toate prin cumpărare. De asemenea, la clădiri, o locuință de 123 de metri pătrați în 2002 cumpărată în Roman, cred că este vorba de o casă, că e o suprafață destul de generoasă, o altă clădire de 118 metri pătrați cumpărată în 2003 și în 2013 cumpărat un apartament în Roman de 74 și un pic de metri pătrați. 3-4 camere. Da. Aici există mai multe investiții directe, venituri, investiții și participările în străinătate. Și aici sunt trecute mai multe societăți. Cotă de participare, valoare totală. 200-200. Nu știu ce sunt acestea.
Ia să vedem la categorie aici. Categoriile indicate sunt hârtii de valoare deținute, titluri de stat, certificate, obligațiuni, acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale. Deci deține acțiuni sociale la mai multe societăți comerciale, dar fiind un scris de mână, prea puțin înțeleg. Sece Suim Prod, cred că scrie SRL Roman, Sece Scut Prod Prest SRL, este o firma dumnealui, Sece Vitalent, mă rog, sunt mai multe, la majoritatea deține societăți de acțiuni de 1% și doar la primele două 50%. Nesemnificative. Nesemnificative, dar să mergem peste datorii, nu... Și nu declară nici sume de bani, ca și cum ar avea conturi deschise în lei sau pensia? În... Pensia? Cât are? Ia să vedem la venituri. Venituri. Nu avem nimic trecut. La venituri, uitați, este un tabel gol. Și da, la datorii, la fel. Ar fi trebuit să-și treacă pensia. Ar fi trebuit să-și le treacă, de undeva, da. Din câte mi-am amintesc eu, din cooperație, a făcut parte și ea, la venituri un partid politic. A fost... Ia să vedem, stați puțin, într-un final, nu știu ce... A, de la casa de pensii, într-un final, 11.500 și un pic, micuță dumnealui, pensia. Și soția 11.600 și alte venituri. Bun, nu asta sunt... Asta înainte de a se majora, că acum da, ați majorat, înainte. Și alte venituri nu sunt trecute. Și... Dar vă dați seama că având acțiuni la niște societăți, mai e și alte venituri care nu sunt trecute. Da? Depinde cât e și societatea ne, deci, de profitabilă. Ne mai rămână doi consilieri, Daniela Suman și Daniel Vasiliu, în emisiunea următoare, da, că mai avem trecem, timp. După aceea și la funcționarii. Păi să trecem și la funcționarii din primărie. Mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție. Mulțumesc, doamna Flora. Vă spunem o zi bună. La revedere.